Vă salut! Astăzi o să vorbim despre mai multe curiozități. Curiozități amuzante, curiozități despre insecte, curiozități despre invenții. Adunate, sper să iasă ceva bun. Legea lui Cunningham, nu știu dacă ați auzit de el nicio până acum, el ne spune cum e cel mai rapid mod de a primi un răspuns pe internet. Nu e să pui o întrebare, ci să postezi răspunsul greșit, pentru că oamenii sunt mai grăbiți să te corecteze decât să te ajute. Insula Hans este un teritoriu disputat între Canada și Danemarca. Armata acestor țări vizitează periodic insula pentru a înlătura drapelul celelalte țări și a lăsa whisky sau tărie daneză acolo. Credeți că București, Timișoara sau Clujul e aglomerat? Cel mai mare blocaj rutier din lume a fost în Beijing, China. Acesta a fost întins pe 100 de kilometri și a durat 11 zile. Știați că datorită lui Napoleon Bonaparte au apărut nasturii la cămașă? De ce? Pentru că acesta a ordonat ca la toate uniformele soldaților să fie cusuți nasturi, ca aceștia să nu-și mai poată șterge nasul cu mânecă. În iunie 1941, mormântul lui Timur Leng a fost exumat de către arheologi ruși. Se zvonește că în interiorul acestuia au găsit inscripționat: cine îmi va deschide sicriul, va pune în mișcare un cuceritor mai mare decât am fost eu. 3 zile mai târziu, Adolf Hitler a lansat cea mai mare invazie asupra Rusiei cu 75% din armata germană. Gândiți-vă la un borcan de 450 de grame de miere. E nevoie de 1152 de albine, care ar trebui să călătorească 180.000 de kilometri și să viziteze 4,5 milioane de flori, iar borcanul e 30 de lei. Margarina se află la o moleculă distanță de a fi plastic și ea conține 27 de ingrediente pe care le conține și vopseaua. Poftă bună! Știați că în Islanda nu există țânțari? Știați că vestitul Albert Einstein nu a vorbit până la 4 ani, nu a citit până la 7 ani, iar părinții și profesorii au crezut că e întârziat mental. Apoi a fost exmatriculat și refuzat la școala politehnică din Zurich. Știați că un mascul de pinguin, atunci când e lăsat de femeie să stea pe ouă, poate sta până la 4 luni înfometat? În nevul mediu, o femeie care vorbea prea mult era obligată să poarte pușcă de metal pe cap. Știți cum putem ucide întreaga populație? Folosind un sfert de kilogram de toxină botulinică, substanță care se folosește pentru botox. A, și tot legat de albine. Știți acele dimineți când vă treziți obosiți că ați dormit doar 4-5 ore? E, gândiți-vă că albinele nu dorm niciodată. După o plimbare de câteva minute într-o pădure de conifere, te simți revigorat și relaxat? Ei, datorită compusului alfa-pinale, emis de conifere. Același compus se află și în marihuana și e folosit pentru combaterea astmului. Fiul lui Stalin a încercat să se sinucidă, din cauză că Stalin era prea dur cu el. Acesta a supraviețuit, iar Stalin a declarat că fiul lui nici măcar nu e în stare să-ți țintească prea bine. Cine nu a auzit de AK-47, celebra armă din Counter-Strike sau din toate războaiele astea de peste tot? Arma a fost vândută în sute de milioane de exemplare în zeci de țări. Ei, inventatorul lor, Kalashnikov, nu a făcut niciun ban de pe urma acestei invenții. Ziua copilului în India se sărbătorește pe 14 noiembrie. Din întâmplare, această dată pică exact la 9 luni de la ziua îndrăgostiților. Știți momentul acela când sughițați și nu vă puteți opri? Vă țineți de nas, săriți într-un picior și tot nu merge? Ei, încercați să vă ciupiți locul urechii pentru câteva secunde. O lipitoare are 10 stomacuri, 32 de creiere, 9 perechi de testicule și câteva sute de dinți. Ați observat că atunci când ești singur, nu ești într-o relație,
toate celelalte cupluri pe care le vezi par foarte fericite. Iar atunci când tu ești într-o relație, ți se pare că vezi numai oameni singuri fericiți? Sper că vi s-a părut amuzant, că ați învățat ceva, că ați zâmbit măcar, iar dacă nu vă cer prea mult, abonați-vă și dați un share. Mulțumesc!